mergem la următorii noștri invitați, oameni buni. Ce credeți? Avem aici alături de noi un băiat pe care l-ați mai văzut la emisiune în diferite ipostaze, iar acum are o colaborare fabuloasă cu un interpret din muzica populară. Banto dos Santos, prietenul nostru din Brazil, este cu Radu Ciordaș, iar acum vor să ne și cânte, așa că să-i poftim alături de noi. Bună ziua, prietenul meu, măruț! Mă surprins de fiecare dată. Ba în costum popular, ba în samba, ba fitness. Adevărat este că totul ce se întâmplă cu cariera mea, aici a început. Și nu se termină aici, cariera merge mai departe. Și nu se termină aici. Pentru că prietenul nostru, Banto dos Santos, oameni buni, dacă vă dați seama, este din Ardeal. Așa este. Ardealului, corect? Codrean autentic. Da, acum este Codrean. Acum este sunt Codrean. Da, l-am localizat mai precis în Codru, deși stă în Cluj. Radu, spune-mi sincer, când a venit la tine și ți-a propus nebunia asta, ce ai zis? Eu am fost foarte încântat. Eu am fost încântat când l-am văzut că poartă tricolorul la gât, cântă Noi suntem români, în limba română, căsătorit cu o româncă, trei copii. Român mai autentic și mai perfect nu există. Exact. Deci l-am admirat și drept dovadă i-am propus să-l îmbrac, să nu fie îmbrăcat pe bucăți, în costume populare de nu știu unde. L-am îmbrăcat, l-am făcut Codrean din cap până în picioare, cu cizme, cu ciucuri, cu pusli, cu clop. Și joc românești m-am învățat. Și un pic de fecioresc pe pont. Perfect, dar știi ce vreau să te întreb, ți-a zis? Nu. O să te provoace și el pe tine săptămâna viitoare să vii să faceți un dans de capoeira. Asta e cel mai simplu pentru mine. Nu, bine, trebuie să vezi cum te miști acolo. Cel mai simplu. Păi da, dar ce nu ți-a spus este că trebuie să vii la bustul gol. Asta e și mai simplu. Nu, bine, atunci nu avem nicio șansă să-l intimidăm pe Radu. Tot se ține bine, arată foarte bine, așa este? Deci, tată, adevărat este că aici a început tot. Măruță, tot așa, Măruță, de fapt, a deschis toate ușile pentru mine, tocmai de-aia. L-am mai trimis pe Banto dos Santos la un moment dat în Maramureș pentru un 1 decembrie. Așa a fost. Și în Bucovina, așa, petrecut românește atunci. Da, ai văzut că deja de atunci sângele românește deja curge așa pe Banto dos Santos. Așa, da? Păi, mi-a deschis și ușa la concertul lui Andra, lui soția lui, care a fost la Sala Palatul, spectacular, extraordinar de frumos și acolo am fost cu capoeira. Acum aștept pe partea de muzică. Da, eu vreau să o salut pe Andra pentru că eu o cunosc de foarte mulți ani. A crescut foarte frumos, eu o cunosc de mică și doresc multă sănătate și familiei voastre și mulțumim toate cele bune. Doamne ajută! Mă uit așa și la Banto și la asta. Deci arată așa că arată bine. Arată foarte bine Banto. Dai seama, iată. Deci păi asta ți-e ușor de la capoeira. De la capoeira. Exact, așa a fost foarte ușor să mă învăț jocul românește, pentru că de la capoeira mi-a ajutat foarte mult și pe partea cu flexibilitate și așa mai departe. Deci capoeira o deschis ușile. Spune-mi, ce-ți fac copiii? Copiii, bine, mulțumesc de întrebare. Sofie mare, Sara mare. Cât are Sofie? Sofie 13 ani. Nu pot să cred. Da, mare, mare. Și apoi? După care vine Sara, 9 ani, tot mare. Și Rafael Solomon, 4 ani, deja arată ca și 7. Că venea și Sara aici, aș venea de sculță întotdeauna. Îi plăcea să stea studio. O braziliancă autentică. O braziliancă cu soția cu mine, tot ea șefa? Păi normal. Deci nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic, dar e bine. Numai mi-am decolorat un pic, dar e bine. Nu că e acolo, am văzut că și filmează. Perfect. Și de asta știu că data trecută spune că când zice ceva, aia e. Aia e, așa va fi tot timpul. O luat și de la mama. Mama e dură, știi asta. M-a luat de la mama. Dar eu mă bucur, pentru că tot succesurile mele e datorită soției mele, așa, dar mulțumesc soția mea dragă și frumoasă. Am scăpat. Exact. Iar noi practic am spus de ea ca să înțeleagă toate fanele muzicii populare și nu numai, că tu ești însurat la casa ta și să stai în banca ta. Oricum așa este. De ce? Toate conturile mele de rețea socializare au preluat soția. Așadar eu nu răspund nimica, absolut nimica. Tot Andreea răspunde tot. Așadar, deci mai trimit fanele mesaj. Obligat, Banto, eu stau pe banca ești mea. Ești foarte drăguț. Și soția răspunde: "Da, îți mulțumesc, dar de fapt soția răspunde." Da, de fapt soția răspunde. Foarte bine. Radu, cum a fost cu Banto să cânteați? A avut și evenimente împreună sau încă n-au început evenimentele împreună? Încep așa, timid au început deja. Dar sper că lucrurile să o ia pe o cale bună. De ce? El este un tip foarte receptiv la nou. Pentru el oricum nu mai e nimic nou în muzica populară. A avut colaborări și cu Aurel Tămaș, deci nu e o problemă, și a preluat din repertoriul altor colegi.
Mie îmi face o deosebită plăcere că cineva din exteriorul României a venit și a preluat ceea ce este mai frumos în România, folclorul tradițional românesc, și ceea ce se dea de gândit colegilor din folclor care mai derapează și mai rămân și fără rost, numai fără cauciucuri. Stai un pic, la România au talent, l-am avut și pe indianul Sandip, nu? Așa îl cheamă, cel care l-a luat premiul... Cum? Așa, cel care a luat premiul de originalitate, Sândeli, zice marinarul, și el a apărut în costum popular. Bravo, tot respect. Foarte frumos, tot respect. Ce cântăm astăzi? De asta nici ne-am așezat cu costumele astea, era păcat să ne așezăm, să le șifonăm. Așa este, așa este. E chiar frumos. Noi cântăm Ficiorul Tânăr când eram mâini. Așa este, Ficiorul Tânăr. Este o piesă din repertoriul meu, Ficiorul Tânăr când eram, care... Am regit-o, îi place, asta a vrut să o cântăm. Da, domnule, cântăm ce vrei. Da, dacă îți place. Eu mi-am dat seama, ceva am văzut aici. Pălăria ta are și pana asta. Ce e aici? Ușă de fazan. Deci ai fazanul aici, la banto, e fără fazan. E trebuie ușor. Să, trebuie să mai ușor, treacă ușor. Câteva etape, de asta zic. Adică... Se mai sare peste niște jaloane. De umle lui. Așa, ușor, ușor. Da, această colaborare a fost foarte bine pentru mine, pentru că chiar s-au deschis foarte multe ușile, pentru că în aceasta avem noi primul turneu nostru afară, avem Italia, avem Spania, avem Franța și eu sunt foarte bucuros și am primit și pentru America pentru anul viitoare. Doamne ajută! Succes ai! Banto dos Santos, oameni buni, așa îl găsiți pe Instagram, Facebook și pe YouTube, și Radu Ciordaș, chiar așa îl găsiți pe Facebook, Instagram, Facebook, YouTube, peste tot. Oamenii ăștia ne cântă și ne bucurăm de muzica lor. Să începem săptămâna cum trebuie, ca la carte, corect? Doamne ajută! Doamne ajută să-i dăm să sune! Sună! Haideți! Ficior tânăr când eram, măi, lucram și nu oboseam, măi. Ficior tânăr când eram, măi, lucram și nu oboseam, măi. Dar de când am bătrânit, măi, domn și tot îmi s-a linit, măi. Cinam de nu cinam, măi, toată seara sat mergeam, măi. Până-n ziua, dăm pe acasă, numai bun de plug și cosă. Câte garduri am dălnit, măi, ca și fug l-am sărit, măi. Sărit, măi. Da, mușii, pe drum bun, măi, abia umblu de bătrân, măi. Abia mai poți duci o sapă, abia mai poți mulge o vacă. Abia mai poți duci o sapă, abia mai poți mulge o vacă. Și văcuța mea, măi, abia mai pot adăpa, măi. Nu-mi e bine orice fac, măi, că de bătrânețe zac, măi. Bun, cum au durat pălăriile. Vă mulțumesc mult de tot, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă așteptăm cu mare drag oricând aici la noi la emisiune. Banto, te pupăm, ai grijă de tine. Mulțumim mult de tot, maestre. Tot respectul și vă așteptăm oricând cu mare drag.